La cel de-al 36-lea congres al Asociației Generale a Învățătorilor din România, ministrul educației Remus Pricopie a înmânat omologilor din Serbia și Ucraina, Zrijnan Verbic și Serghei Kvit, medalia de aur primită anul trecut din partea Asociației Generale a Învățătorilor din România. Distincția Agiro are caracter transmisibil în anii anteriori, fiind deținută de Chișinău, Tiraspol, Cernăuți, Valea Timocului și regiunea Odessa. Pricopie a mai spus că pentru regiunile din Ucraina și Serbia, unde învață copii de etnie română, statul român va cumpăra și distribui manuale pentru aceștia. Am acordul premierului, acord de principiu, pe care acum trebuie să-l formalizez, pentru că ai nevoie de o decizie semnată în hotărâre de guvern. Noi avem dreptul să plătim manuale pentru cei din școala românească. Dar voi face o modificare și pe bază de comandă, dacă cineva din Canada, ca să nu vorbesc de Serbia sau Moldova, vine și îmi spune, ambasada, avem nevoie de 1000 de manuale de clasa X, 1000 de clasa Y, noi, Ministerul Educației, să avem posibilitatea să le cumpărăm pentru copiii din acea regiune a lumii. Prin urmare, veți putea, începând cu anul școlar următor, să faceți, să vă adresați ambasadei sau Ministerul Educației direct și să spuneți ce manuale doriți. Indiferent că vorbim de manualele digitale, pe care le veți putea descărca și singuri, sau vorbim de manualele care încă sunt din sistemul vechi. Evenimentul se va desfășura la Suceava și Cernăuți în perioada 21-28 august și va reuni peste 1000 de cadre didactice din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Albania și Croația. Primul congres al Agir a avut loc în 1898 la Ploiești.